Tank de diplome nu-ți garantează succesul, dar sunt alte metode care te ajută să ai succes în carieră. Un nou program pentru tineri, My Way, îi ajută pe elevii de liceu să-și găsească vocația și să-și aleagă mai ușor drumul spre o carieră care să li se potrivească, în concordanță cu aptitudinile lor. Fundația pentru Educație și Vocație își propune ca prin proiectele sale să ghideze tinerii în descoperirea vocației și vedem și imagini de la aceste cursuri. Se știe că școala românească are carență la acest capitol, așa că programul este gândit ca o alternativă pentru cei care vor să-și testeze potențialul într-un anumit domeniu pentru a vedea ce li se potrivește cel mai bine. Studiile arată că cei mai fericiți angajați sunt aceia care reușesc să-și valorifice pasiunile și potențialul. Când faci ceea ce-ți place, munca nu mai pare o corvoadă, iar rezultatele sunt pe măsură. Alături de mine la această oră mă bucur să vă prezint mai mulți invitați speciali, Daniela Vasilescu, președintele Fundației pentru Educație și Vocație. Bună ziua, bine ai venit, Daniela! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Și trei viitori tineri de succes, Daniel Ion se pregătește pentru ultimul an de liceu. Bună ziua, Daniel, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cosmin Patriche se pregătește pentru clasa 11-a, o clasă mai lejeră, așa, înainte de BAC, nu? Bună ziua, bună bine ziua. Ai venit! Bine v-am găsit! Și nu în ultimul rând, Alexandra Oprea, ea a terminat deja liceul, a terminat științele naturii, a intrat la facultate, la SNSPA, dar a descoperit că e pasionată de jurnalism. Alexandra, bine ai venit bine printre noi! Bine v-am găsit! Și încep cu tine, Alexandra, ți-ar fi fost utile aceste cursuri înainte să optezi pentru a alege facultatea de studii chiar politice? Da. Chiar da, adică, sincer, dacă aș fi descoperit mai devreme acest program, probabil aș fi participat în cât mai multe internship-uri de genul și programe ca să merg spre jurnalism. Ne povestești imediat ce te-a impresionat aici, așa să vorbesc cu Daniela Vasilescu mai întâi. Daniela, povestește-ne ce pot face tinerii care se înscriu în acest program. Tinerii care se înscriu în acest program primesc prima dată un test vocațional, apoi își aleg din domeniile de activitate pe care noi le avem incluse în proiect, merg la internship-uri la companii, acolo... Partea care face diferența este acest learning by doing. Copiii, prin învățarea experiențială, descoperă dacă pasiunile lor, dacă aptitudinile pentru o anumită meserie îi pot ajuta să facă carieră în acest domeniu. Și sunt mulți tineri care au descoperit că ei visau la o anumită carieră, dar nu sunt potriviți pentru asta și își descoperă aptitudini în alte părți? Proiectul este la început. Noi am lansat aproximativ o lună de zile. Proiectul a început pe 5 iulie și tinerii care s-au înscris în program sunt tineri care cumva merg spre cariera mult visată și au găsit beneficii în aceste internship-uri. Evident că sunt și tineri care au încercat un internship și nu sunt încă deciși dacă vor merge pe această direcție și vor să încerce și altele. Dar companiile sunt deschise? Da, companiile sunt foarte deschise și pe această cale doresc să le mulțumesc. Este foarte important să deschidem uși pentru acești tineri, pentru că sunt generația care vine în spate, în care eu personal am foarte mare încredere, sunt foarte mândră de ei și le mulțumesc că sunt astăzi aici. Și nu numai că au deschis ușa acestor tineri, dar au oferit tot ce au avut, toate resursele pe care le-au avut la îndemână pentru a-i ajuta să-și descopere pasiunile. Da, cu toții știm cât de greu este când termini școala, ai un tank de diplome în mână, mai ești înscris la nu știu câte cursuri, dar angajatorul îți cere experiență, eficiență. Unde să le dobândești? Tu ești cel mai mic, Cosmin. Poate ești un pic mai relaxat când vine vorba de alegerea unei cariere și totuși înțeleg că te îndrept spre arhitectură. Cum ți-ai dat seama că ți-ar plăcea să fii arhitect? Într-adevăr, am ales arhitectura. Provine oarecum din familie. Tata a fost arhitect naval. Iar eu am ales această carieră pentru că mi-a plăcut. A fost ca o încercare pentru mine. Sunt un exemplu fericit. Mi-am dat seama că asta îmi place cu adevărat și sunt dispus să urmez această cale. Ți s-a dat posibilitatea să vezi cum se lucrează într-un cabinet de arhitectură? Concret, ce ai învățat? Am elaborat un concept de arhitectură împreună cu mai mulți specialiști în domeniu. Am înțeles exact cum funcționează un...
Ți-ar fi plăcut să ai acces mai devreme la un astfel de curs de pregătire? Pentru mine a fost o vârstă potrivită. Tu, Alexandra, dacă ai fi avut posibilitatea să vezi mai devreme cu ce se mănâncă jurnalismul, ai fi optat pentru o facultate de profil sau ai fi mers tot pe științe politice? Clar aș fi optat pentru jurnalism, deoarece am descoperit aici întreaga poveste și absolut tot ceea ce se întâmplă atât de la redacție cât și la montaj, care îi mulțumesc foarte mult lui Grigore Alexandru că mă învață tehnicile de montaj și munca de pe teren, și pot spune aici că sunt foarte, foarte norocoasă că am reușit să dau de cel mai bun reporter din țară, de Roxana Ciucă, care îi mulțumesc enorm pentru ceea ce mă învață și ceea ce prezintă absolut în fiecare zi. Și ți-a vândut toate secretele profesiei de reporter. Ea, într-adevăr, este un reporter foarte bun. Roxana și aduce foarte multe exclusivități și se descurcă în orice situație. Ai încercat să furi meserie de la ea în zilele în care ați fost pe teren împreună? Eu am încercat cât de mult am putut și mulțumesc enorm pentru ceea ce mi-a prezentat și chiar o apreciez enorm. Daniel, tu te pregătești pentru un an foarte greu, anul în care termini liceul, dai bacalaureatul și totuși te-ai antrenat așa și pentru o carieră în marketing, nu? Da, am vrut să văd ceea ce îmi place cu adevărat să fac. Eram indecis în privința a ce voi face după liceu, însă după aceste cursuri chiar m-am lămurit și sunt destul de sigur că asta este drumul pe care îmi doresc să-l urmez, pentru că am fost întâmpinat de niște persoane minunate acolo și este un domeniu super. E mare lucru să-ți dea cineva posibilitatea să înveți, pentru că oamenii ăștia care te învață pe tine nu sunt plătiți pentru asta, dar sunt deschiși la a preda din ceea ce știu ei. Poate nu toți se pricep atât de bine. Daniela, spune-mi, te rog, pentru tinerii care ne urmăresc acum și vor să acceseze acest program My Way, Build Your Future, ce au de făcut pentru a beneficia? Pot accesa site-ul nostru www.fedevo.ro. Acolo au toate informațiile necesare despre acest proiect. Există o fișă de înscriere și îi așteptăm cu drag. Eu vă mulțumesc foarte mult și de-abia aștept să ne întâlnim peste câțiva ani, să aud că sunteți oameni de succes în profesiile pe care vi le ați și că vă și plac și vă duceți cu drag la locul de muncă și faceți și bani, nu? Pentru facturi, pentru vacanțe. Mulțumesc foarte mult! Vă mai aștept cu drag. Mulțumim și noi! Mulțumim pentru invitație!